situate în cartierul Floreasca, grădinița și școala Olga Gudin sunt locul unde preșcolarii și elevii din învățământul primar au parte de o educație personalizată, dar și de o oază de magie și copilărie. Asta pentru că sediul din Floreasca dispune de o curte generoasă, cu terenuri de sport, dar mai ales de joacă. Îți place jocul ăsta? Da! De ce? Că mi-mă face că e vesel și foarte tare mă face și mă joc cu prietenii mei. Aceste activități și jocul în aer liber trebuie să fie prezente pe tot parcursul anului școlar în diferite momente. Toate aceste lucruri țin de maestria cadrului didactic de a le insera pe parcursul unei zile. Grădinița are specific bilingv și pune accent pe curiculumul britanic și pe învățarea limbii engleze de la cele mai mici vârste. Ulterior, la școală, predarea se face în limba română, iar limba engleză se studiază intensiv. Începând cu clasa a doua, toți elevii au posibilitatea să susțină examenele Cambridge. And actually I brought you some coins so you can have a look and see what they look like. Would you like to have a look? Yeah, see if there are any different to our coins. Cadre didactice sunt atât profesori români de excepție, cât și profesori internaționali. Predarea se face îmbinând metodele clasice cu cele moderne, adaptate zilelor în care trăim. În Japonia, ritualul ceaiului este foarte important. Este ca un fel de ceremonie. Când mergem undeva și ne invită la ceai, la cineva în vizită, înseamnă că suntem foarte respectați. Pentru că ne dorim ca fiecare copil să aibă parte de o educație personalizată și să-și atingă potențialul maxim, încurajăm talentul și creativitatea celor mici. Este motivul pentru care școala este decorată cu creațiile copiilor și transformată într-un loc familiar, unde copiii se simt iubiți și în siguranță. Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier modern, videoproiectoare și sunt decorate în așa fel încât studiul să devină o plăcere. Pentru că cei mici au nevoie de energie pentru joc și studiu, alimentația este unul dintre aspectele importante de care se ține seama la școală. Ne aflăm în cantina OGIS, din cadrul școlii și grădinițelor Olga Gudin International School, unde zilnic se gătește pentru masa de prânz, copiii primind în jurul prânzului o masă caldă, dintr-un meniu bine gândit, variat și echilibrat. Meniurile sunt structurate și întocmite în conformitate cu normele impuse de Ministerul Sănătății, sunt într-un echilibru corect realizat din punct de vedere al cantității, al calității, al diversității tuturor principiilor alimentare. Școala și grădinița din Floreasca sunt alegerea perfectă pentru familiile care își doresc pentru copii o educație care să le dezvolte mintea, creativitatea, dar și spiritul.